acum vino lucea fără ce iubite. Să zbor pe razele tale legate mânuți, să te iubesc, să fie dor, să nu te pot purta. Vreau stalactite din privirea ta. Vreau râu de lacrimi să-mi inunde fața. Vreau alierea ta, răcoarea ta. Vino, strigă-mă și leagă-ne pădurea. Acum putem, anul mai distincioase feții, doamnelor și domnilor, sunt bucuroasă să ne aflăm împreună. Ziua de astăzi, eu zic că are o dublă semnificație de sărbătoare, este Sfânta Duminică. Preacucernici și părinți tocmai au încheiat slujba religioasă. Iar cea de-a doua semnificație de bucurie este că astăzi avem botezul unei cărți care se anunță, știu eu, a fi foarte interesantă pentru public, o carte care cred că era așteptată, dar mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că este o carte care ea și-a stabilit locul unde să fie prezentată. Nu știu dacă vă vine să credeți sau nu, dar toate lucrurile sunt rânduite de bunul Dumnezeu și ele se întâmplă acolo unde trebuie să se întâmple. De ce spun că această carte și-a ales locul? Ei bine, doamna Gabriela Ana Balan, pe care vă invit să o aplaudăm. Inițial a dorit să facă această lansare de carte în frumoasa noastră sală de lectură de la Biblioteca Astro Ebeloescu. Ei bine că lucrurile s-au întâmplat astfel să nu poată avea loc evenimentul acolo și atunci au mai fost oferite încă două locații. Una la Galeria de Artă și cea de-a doua în sala de ședințe a Consiliului Local. Ei bine, tot cineva acolo sus a rânduit ca decizia finală să fie Centrul Mihai Eminescu. Eu am zis că nu este un lucru întâmplător, eu cred în puterea divină, că ceea este cea care ne calculează toți pașii, tuturor, și lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple și la momentul și în secunda în care trebuie să se întâmple. Prin urmare, nu este niciun semn de îndoială că Ana Gabriela Balan a pus în această cărticică foarte mult spirit eminescian și, prin urmare, Eminescu probabil că a gândit unde să fie ea împreună cu prietenii cei dragi. La Centrul Mihai Eminescu. Fapt pentru care eu îi mulțumesc că astăzi ne oferă această bucurie de sărbătoare să sărbătorim botezul cu muzică folk de calitate prin interpretarea doamnei Cornelia Munteanu, pe care vă invit o este o persoană foarte prețioasă pentru comunitatea noastră. Prețioasă în sensul că ne onorează de fiecare dată comunitatea cu o voce deosebită și cu cântece deosebite. Ei bine, pentru că vorbim de botez, trebuie să fie și niște nași pentru acest copilaj, pe numele lui Ochiul Leului Berber. Și nașii de astăzi sunt Petruș Andrei, poetul nostru drag, care de asemenea este neobosit, cred că nu este săptămână împreună cu prețioasa jumătate mai bună, doamna Andrei, să nu fie plecați undeva la Vaslui, Cluj, Focșani, Chișinău, Vaslui, nici nu mai știu pe unde călătoresc și mai recent am înțeles că au și ceva ieșiri din afară, Londra, Paris și tare mi-ar fi drag să aud că și acolo s-au întâlnit cu comunitățile de români și că vorbesc despre bârladul nostru tradițional cultural la modul superlativ, demonstrând cu propriile creații.
Ei bine, pentru că la botez așa se practică acum să fie mai mulți nași, cel de-al doilea naș este cine putea să fie altul decât poetul Mihai Apostu, pe care vă invit să a acceptat să vină în această zi frumoasă de toamnă să vorbească despre poezia Anei Gabriela Bala. O carte cu numele meu. De ce nu vin? De ce mai mult citim transcrise de poezii morți? Mâna mea continuă încăpățânare să scrie pe nori, pe lună, pe țară, pe Dumnezeu. Știe că nu mă opresc, îmi așternă rezerva celestă de lichidă. Mă joc cu moartea, moartei cu piele, ca pe o zucărie cu copilărie. Mă joc de-a cititorul, intru în librărie, caut pe raft o carte cu numele meu. Vânzătorul îmi spune să am răbdare, poetul e încă în viață. Să trec și mâine dimineață, cu puțin noroc, poate moare. Vitrinele sunt deja pregătite. Și eu chiar veneam să cumpăr o carte, țineam mâna ridicată spre cer, ca un steag fluturam curcubeul, călcam din iubire spre moarte. Mai bine mă joc de-a Dumnezeu. Când pe străzi, ca un sfânt cu halou, scriu poezia cu sânge, o carte cu numele meu. Atât de puțin cer în schimb, vă implor, nu așteptați eu, poetul, să mor. Și să ne spună, să ne citească din creațiile dumnealor, pentru că mi se pare un pic că sunt timizi și poate că e un lucru datorită căruia aveți de pierdut. Sigur că poetul îi stă bine și cu modestie, dar eu zic că el trebuie să fie prezent. Uite, poetul aici de față confirmă. Trebuie să fie în mijlocul iubitorilor, sau dacă ei nu sunt iubitori de poezie, trebuie să-i convingeți să fie iubitori de poezie. Aplaudăm și pe Simeon Bordănescu. Sigur, sigur. Aplaudește pentru doamna Dorina Stoica, aplaudește pentru doamna Simeon.
Silvia Vudrescu, aplauze și pentru doamna Petruța Chiriac, și aplauze și pentru doamna Roxana Galan și pentru domnul comisar, da? Șoferul de la Vaslui, de Haicu, Ana Urma, o importantă așteptăm pentru o Da. Pentru fiecare. De fapt, sensul existenței dumneavoastră, eu sunt convinsă că pentru că familie este și acela de a scrie și vă fericiți și vă consider înrăziți de Dumnezeu să faceți lucrul acesta. Ei bine, haideți să ne întoarcem la întâlnirea noastră de astăzi și la acest botez frumos. Eu nu am citit cartea, nu am intrat în posesia ei, dar sunt foarte nerăbdătoare să aflu impresiile. Cred că aceste impresii mă vor ajuta pe mine, ulterior citind cartea, să-mi dau seama dacă ele corespund cu ceea ce gândesc eu. Pentru început, îl invit pe domnul Petruș Andrei să ne mărturisească propriul sentiment declanșat de această carte a Anei Gabriela Balan. Mulțumesc! Stimați colegi, dragi prieteni, suntem o familie. Slujba s-a încheiat în Sfintele Biserici, dar continuă în templul Mihai Eminescu, unde în șara ziară este Getamalica, este un anfitrion desăvârșit. Am avut întâlnire cu colegi de facultate, 32 care au fost aici, 42 de fapt, de Ziua Limbii Române și au plecat cu o impresie nemaipomenită despre modul în care au fost primiți de domnșoara Geta Modica. Părintele poet Marcel Miron de la Huș se plângea lui Gelu Dorian că poeții nu iubesc poezia. Gelu Dorian mărturisește acest lucru în prefața volumului Șarpele de pe balustradă, recent apărut, pe care părintele mi l-a trimis și cu o prefață de academicianul Mihai Cimpoi și îmi place că academicianul marii nostru prieten spune că un discurs, ca să fie de plin reușit, trebuie să fie lapidar, succint sau chiar scurt. Așa că încerc să mă conformez. Nu înainte de a spune că nici eu nu iubesc poezia și pierd dovadă, vă fac o mărturisire, nu-mi place poezia tormentată, cea care este fără cap și coadă și nici atât creația neroadă ce umblă toată vremea dezbrăcată. Ea pare fi mai mult prilej de sfadă, iar nu citită și nici ascultată în strană, în săptămâna luminată, nici recitată în amur pe stradă. Aceasta sta în pofta de cultură. Iubirea, ea mi ți-o preface în gură și nu ai cum ca să o pui pe rană. Vreau versuri murmurate, penserate, de două inimi strâns îngemânate, ce pentru suflete înseamnă hrană. V-am citit acest sonet, care este de fapt o mărturisire, un crez poetic, și pentru a concluziona că mă bucur că poezia Gabrieliana Balan nu a fost contaminată de virusul postmodernism, care a făcut, după cum cred că știți, atâta rău culturii în general și culturii române, ridicând la rang de artă, poetică, pornografia, pastișa, parodia și a introdus pornografia de acolo de unde ea trebuie izgonită. Sunt versuri care eu, ca profesor în învățământul preuniversitar o viață, nu le puteam citire de la elevilor de la catedră. Eu aș fi vrut ca nou volum de versuri al Gabrielei Ana Balan să fie de 101 pagini, ca să citesc mai multă poezie și să-mi măresc ideea de orizont, adică locul unde inima se întâlnește cu mintea. Și, bineînțeles, cerul cu pământul. În cartea este bine închegată și se dă dovadă de profesionalism, pentru că așa cum se procedează corect, amintește volumele anterioare,
premiile obținute și sunt destule, chiar la un Panciu, Francia, anul trecut, am mers împreună și maestrul Ioan Culeță Ușurelu i-a acordat premiul Elistei Salonul Literar, pentru care vă felicităm festivalul internațional. Sigur că în carte, și mă bucur de acest lucru, în carte sunt menționate aprecieri critice, succinte, într-adevăr, aparținând unor personalități proeminente ale culturii românii contemporane. Și e bine. Acum am și eu un mic citat dintr-un eseu anterior, referitor la poezia. Și aminteam, a ales foarte bine fragmentul acela, afirmam atunci și îmi păstrez afirmația așa cum, că poezia Gabrieliana Bălan este cerebrală, lucidă, ludică uneori, modernă, sensibilă, ușor sentimentală, cu teme și idei dintr-un evantai larg și un registru stilistic pe măsură. Comentez, cum se obișnuiește, titlul Ochii leului Berber, pentru simbolistica leului, nu cum mai spunem, amintesc doar atât capul și partea anterioară a leului corespunde naturii dumnezeiești a lui Hristos, iar partea posterioară, care contrastează prin relativă ei slăbiciune, corespunde naturii umane. Nu întâmplător, volumul poartă titlul Ochii, cunoaștem semnificația ochilor, organ al văzului, ca organ fizic de receptare a luminii, ochiul frontal, al treilea ochi al lui Shiva, și ochiul inimii, despre care și academicianul voi Nicolae Gavrija vorbește. Sigur că mai este și un al patrulea ochi, este ochiul socrei, din socra cu trenurarea la Lângreangă, ochiul de la spate, cu care când dormeam vedea ce fac nurorele. Asta ca să păstrăm tonul oarecum ludic. Dacă cei doi ochi fizici corespund soarele și lunii, cel de-al treilea ochi corespunde focului interior, fiind ochiul înțelepciunii. Ochiul inimii este ochiul care îl vede pe Dumnezeu, dar și Dumnezeu ne vede pe noi. Este mijlocul de unificare a lui Dumnezeu cu sufletul, cu principiul manifestării. Pentru Gabrieliana Bălan și nu numai, de fapt, pentru toți poeții, cred, poezia este întâi de toate suferință, iar poeta este mal altei lacrimi. Vedeți frumusețea metaforii. Talentul său este vădit și dovedit dintr-o serie de cuvinte care par obișnuite, de pildă izvor, ocean, lacrimă, dar care au încărcătură poetică, ea face poezie și rămânem la ideea geniului poeziei române, că poezia este strai de purpură și aur peste țărâna cea grea. Ființa care este foarte aproape de inima poetei îi oferă cele mai frumoase daruri, cel mai frumos dar rămâne o categorie cu carte, dar și un toc, o călimară, o coală de hârtie, motivată de faptul că poeta ar vrea să-i mărturisească, să-i facă o declarație de dragoste, dar nu are cu ce să scrie. În poezia am visat. Și îmi place titlul unei nu numai poezia aceasta, De-a poezicerea. De-a poezicerea. De altfel așa mi-am intitulat eseu. Jucându-se de-a poezicerea, este un joc secund, barbian, dacă viața este joc prim, alta este joc secund. Și iarăși mi-a plăcut, eu sunt un feminist convins, de aceea spun mereu jumătatea mea mai bună. Poeta elogiază femeia. Femeia de la crateță, femeia de la duș, femeia de la pat, femeia de la piață, femeia robustă din munții Carpați, dar și femeia misandră, opusul misoginului, femeia care urăște bărbații, dar numai atunci, dar numai față de bărbatul care vine acasă beat de la... Nu pot să la citesc. Bibliotecă.
Bine ar fi. Este și o fetiță aici, vine de undeva, dar și căruia îi șterge urmele de ruș de pe guler, sfătuindu-i pe cei de teapa lui, duceți gunoiul, strângeți cioburile, lipiți viața la loc și mai bine jucați-vă de poezicele, fiindcă moartea nu o să mai vină, îi e teamă de poezie. Prezintă și ca un fir roșu al întregului volum, este tema poeziei și a poetului. Fiecare poet își spune această problemă și câteva titluri, poeții, fata care vinde cărți, Alice, italienește Alice. Nu? Să poezim o carte cu numele meu, cartea pe care tocmai a citit-o, cartea de Amin, poetul se ucide cu uitare și ori de câte ori Regina de Gheață, cronica anterioară, referitoare la poezia, chiar așa am intitulat-o, Regina de Gheață, după titlul unei poezii care aparține. Și în poezia contemporană, Gabriela Navonan este doamna care rămâne și nu doamna care trece, cum sună una din poezii. Felicitări se cuvin și Denisei Balan, fica poetei, pentru traduceri din italiană. Închei spunând că Gabriela Navonan lasă o fereastră deschisă spre inima sa și cheia surpreș, pentru ca noi cititorii să putem intra în casa poeziei sale. Atunci când mi-e teamă, scriu, spune poeta. Mie, când mi-e teamă, citesc poezii de Gabriela Navonan. Ceea ce vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți. Vă mulțumesc tare! Mulțumim foarte mult. Sunt curioasă în continuare dacă deții aceasta de cuvinte am vorbit-o și pe doamna Baribuță. S-a lăsat copeșită, să spunem, de metaforele poetei noastre. Așa. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră la așa eveniment deosebit și eu recunosc că am citit cartea, mi-a plăcut în mod deosebit și am considerat că trebuie să am câteva idei pentru colega noastră. Până așa că, în spațiul cultural Vârlădean, poezia de calitate este la ea acasă, dovadă fiind volumele apărute la edituri mari, într-un tiraj foarte bun. În acest tren ascendent o găsim și pe Gabriela Ana Balan, o scriitoare cu o lirică aparte, raportată la realitatea cotidiană, dar în aceeași măsură raportată la eu-ul creator. Volumul Ochii leului berber debutează cu poemul Ambisat, plasându-ne încă de la început într-un spațiu oniric. Doar aici lumea poate fi bună, asertivă și compasională. Doar în acest spațiu lumea mai poate fi salvată prin și pentru creație. În zori mi-am dăruit un trup din lemn de trandafir. O călimară, o coală de hârtie găsită în cufărul salvat din foc, am visat că încerc să-ți spun că te iubesc. Și n-am avut cu ce să scriu. Eu cu ce scriu? Spune poeta atât de frumos, definindu-se încă de la început ca o persoană suavă, ne spune ea. Și noi o credem pe cuvânt. Autoarea cultivă cu predilecție aspirația spre înalt, posibilitatea evadării din strântoarea unor ziduri, o alternativă în conceptul de creație. Mai des și-a cumpărat păuni pentru atunci când vor înțelege că zidurile din jur nu sunt pentru ideile ei. Astfel, poeta de libertate versului să se rănească cu firmiturile libertății din cer. Gândurile transcep prin mesaj așteptării de ani. Creația aduce cu sine singurătatea, în schimb. Intru în zodia leului ca în arena unui circ, de teamă să nu-mi sfâșie chiar singurătatea. Tema suferinței pentru desăvârșirea idatică a creației este surprinsă magistral și în poemul ce dă numele volumului. Acum când scriu, doar tu, așezat pe ultimul exemplar, nu lași glumă. L-aș ruga să mă sfâșie, să urlu că doare, mușcătura. Dar și mai tare, dispariția speciei rare. Visez un poet.
mă dau peste cap în căutarea mamei Leone prin munții Atlas. Simbolistica libertății este adânc înfiptă în conștiință. Libertatea animalelor de la zoo e doar o reverberație a propriilor gânduri. Zidurile sunt, de fapt, metafore ale piedicilor din calea inspirației, a afirmării de sine. Cu toate acestea, autoarea este perseverentă. Nu renunță la scris, indiferent de obstacole. Nu m-am închis un ochi toată noaptea. Am stat de strajă lângă picătura de sânge smulsă din inima acestui poem. Acum aș scrie. Dar ochii se închid ca o cortină. Mâna se clatină, vinul nu poate spune adevărul. În cupă e numai un sâmbure. Destrugure, vândut la tarabă, acolo unde umbra mea vânează lei, fără să-i pese de poezie. Cel mai interesant la poemul menționat, acolo unde este umbra mea, citat, e ultimele cuvinte din fiecare vers compun în sine un poem. Am descoperit o chestiune aceasta, cheia întregului volum, reprezentând de fapt aceste ultime cuvinte. Noaptea de sânge, poem scrie, ca o cortină, se clatină adevărul, un sâmbure la tarabă, umbra mea, vânează lei, de poezie. Da. Cerneala, metafora creației în sine, dezvoltă inspirația divină. L-am întrebat pe tata cum se prepară cerneala. Mi-a spus din lapte de stele. Mai convingătoare, mama îmi spunea că și-a luat numele de la cer. Ani întregi părinții mei au mult stelele, am obstors cerul, să am cu ce scrie. Declară poeta, sunt o țară caldă. Definind trăirile intense generate de rutina cotidiană, copilul, iubitul, soțul, sunt pretexte de autoevidențiere a dorului liric, a motivației sentimentelor. Ceea ce o face să exclame, azi m-am trezit atât de frumoasă încât îmi vine să-mi dăruiesc singură flori. Cu toate acestea, nu e niciodată departe de poezie. Versul e singura zbatere spre supraviețuire, spre frumos, spre înalt. Dorința de a deveni nemuritoare, prin perfecțiunea versului, e de fapt scopul existenței umane în general și al Gabrielei Anabara în special. Potrăvește-mă cu poeziile mele. Suștream, nu voi muri în uitare. Atunci când scriu, un pui de leoaică îmi iese din ochi, se urcă pe tavan, sare pe pian și dansează. Ca un final de poveste, autoarea mărturisește că scrisul e de fapt leac pentru temeri. Cartea e propria poveste, o arenă cu tapet din file de carte. O carte ca o viață de poet, ce se zbate asemerleilor berberi pentru supraviețuire. Fie ea și sau pentru, numai scris, pentru creație. Este prima mea melodie de la ultima lansare, când am reușit să facem o surpriză. De această dată nu a mai fost posibil de anumite motive, dar oricum a rămas prima noastră melodie. O melodie care se potrivește foarte bine cu acest anotimp. Ce frumoasă ești oamna! Vitor, văd un șirac de nori, azi iarăși plouă despre noi. Statui pe frontul toamnei, copaci noi, frunze gri și ochii tăi.
mișcăm miezul mărului cu păcat. Îndrăgostiți care-i regului, cad frunzele ca lacrimi din ochii limanului. Pentru că nu sunt mai activ în viața cetății ca să ne cunoaștem mai bine. Dar probabil o să nu-i pierdut timpul și o să ne cunoaștem. Mi-am creionat câteva vorbe despre Ana, cu dezavantajul de a mă opri la aceleași poezii care s-au oprit și colegii de care au prezentat-o, și așa că o să găsesc să îmi amintesc alte poezii din carte. Ne-am vorbit. Aveam semnele. Și am zis așa: Ana s-a zidit între coperțele unei cărți pentru a rezista în timp. Ana Gabriela Bălan se prezintă astăzi într-o ținută intelectuală deosebită, propunându-ne să ne alinăm și să ne alintăm cu versurile domniei sale. Un autor contemporan ne pune la dispoziție astăzi frumusețea sufletului creator, din care ne înfructăm rând pe rând. Primul impact al unei cărți, aflată pe rafturile unei librării și, în cazul de față, aflată în mâinile noastre, este titlul. Un titlu bine configurat și, fără să vrem, ne gândim la conotațiile propuse, ne face să ne gândim la acea populație din nordul Africii, cel puțin acolo am găsit originea cuvântului, care privește prin ochiul regelui animalelor din continentul african. Avem deci o provocare pornită direct din titlu, dar ca provocarea să fie mai mare, acest titlu este susținut din plin de o copertă realizată profesionist. Având aceste două elemente de impact, invitația de a lectura acest volum a fost făcută. Și apare acum al treilea element, sau mai bine zis, apare contactul cu autoarea, și aici avem libertatea să gustăm sau să ne plimbăm prin sufletul Gabrielei, ajutat ferește de un ghid semnat de maestru Petruș Andrei, care a pătruns înaintea noastră fiorul versului. Ana nu este o fată care vinde cărți. Ana doar oferă versuri de o sensibilitate rară, a se vedea poemul Fata care vinde cărți, unde își imaginează că va umple orașul cu porumbei, adică cu noi cititorii care ne vom înfructa din firimiturile sufletului autoarei.
Gabriela Bălan scrie o poezie modernă cu vers care precede versului clasic. Sufletul meu, cine m-a citit, știe că este construit preponderent pe versul clasic, dar versul autoarei m-a atras de la primul contact pentru că am simțit mesajul, am simțit melodia și uneori chiar rima mult îndrăgită de mine. Pe mine ca cititor m-a convins și cred că toți cei care vor citi cu ochii leului berber vor descoperi sensibilitatea și frumusețea versurilor. Cu această carte, Ana a ocupat deja un loc la rând la nemurire și aș spune ca o argumentare la acest loc că poeții sunt frunze care cresc primăvara, sunt frunze care se alintă vara și tot ei sunt frunze care toamna sunt presate spre nemurire. De fapt, ochiul leului berber este o metaforă, este un simbol al ochiului din interiorul nostru, un ochi ce se vrea nepoluat de civilizația zgomotoasă, un ochi venit din ancestral, cu toată informația existenței prinsă pe retină. Acest ego prins și exploatat în această ars poetică face din Gabriela un bun comunicator cu viitorii cititori, prezentându-le în concepție personală concepția despre lume, despre sentimente, despre existență. Acesta este mesajul pe care l-am simțit în poezia Anei și dacă cititorul simte același mesaj, înseamnă că reușim să rezonăm pe același text. Cum s-a întâmplat în cazul de față, ne-am ales total întâmplător, fără să vorbim nimic, aceleași poezii să le analizăm. Dacă nu, valoarea poeziei se dublează, pentru că un poem reușit este acela care, dacă îl citesc 10 persoane, sunt 10 percepții și dacă îl citești de mai multe ori, de fiecare dată ai o altă percepție. Majoritatea poeziilor sunt de o reală profunzime, dar având în vedere că și eu consum cerneala, metaforic vorbind, dat fiind că acum folosim doar pentru imprimare cerneala, pentru creație folosim tastatura, etapa evoluției. M-am oprit la un poem pe care, printre rânduri, la care printre rânduri am găsit mesajul și care m-a cucerit. Nu-l mai citesc, pentru că a fost citit, l-am întrebat pe tata. Și aici m-a trimis în copilărie, aveam ca fiecare dintre noi un prieten al copilăriei, un bun prieten, și ne gândeam noi așa, pe la 7-8 ani, că dacă alergam pe dealuri, parcă veneau norii după noi și la un moment dat ne-am oprit și am zis ce-ar fi să alergăm în sens invers, poate te spică în cerul. Minte de copii, dar probabil o metaforă bună care ar trebui exploatată mai târziu. Atunci inconștiența a mers. Bun, nu era cerul meu, era cerul lui Blaga. Are întâietate. Am găsit și eu categorii, da. Am găsit și eu ludicul și aici chiar s-a întâmplat să nu-mi folosească maestru pentru Andrei decât titlul poemului Alice. Mi-a plăcut tare mult și aș vrea să-l reproduc, e foarte scurt. Undeva la pagina, l-am găsit. Alice, 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 te-am visat azi noapte în vis. Din spaima mea de dincolo de moarte, te-am adus cu mine în a patra case. E foarte exact, așa e punctat, așa la carte este. Ia-mi de pe frunte povara zilelor grele, Alice în țara minunilor mele. Finalul a fost extraordinar. Maestru Petruș Andrei a botezat-o după un poem al autoarei ca fiind regina de gheață a poeziei contemporane. Eu aș merge mai departe și aș spune că Ana este și regina de foc, și regina de apă, și toate aceste întruchipări se găsesc într-o regină a sufletului berber. Felicitări, Ana! Contemporanii mei îți spun Gabriela. Eu m-am uitat la Ana. Și Gabriela și Ana sunt nume extraordinar de frumoase, pe care autoarea noastră le-a meritat, că nu întâmplător poate aceste nume. Însă o impun continuare pe doamna Dorina Stoica, pentru că mi-ai tratat în figurație pe acest afiș, vrea să-i spună ceva poetei Ana Gabriela Balan, ca de la prietenă la prietenă, dar și ca de la poetă la poetă. Vă rog. Te felicit, Gabriela, prietena mea de poezie, și prietena mea de suflet.
Sunt în sală o mulțime de prieteni de Gabriele. Ne-a unit Chiupoemul și aici aș vrea să-l contrazic un pic pe domnul Petruș Andrei, care nu știu dacă cunoaște acea poezie modernă și postmodernă pe care o scriem noi acum și la care m-am convertit și eu și sunt mândră de aceasta. Acest lucru poate să ne spună și Vali Buță, poate să ne spună și Ana Urma și alți poeți care scriu o poezie extraordinară. Poate să ne spună și Roșa Rageta Modiga, care intră pe acolo. Gabriela Ana Balan este o poetă a sufletului meu. Am descoperit-o cu mulți ani în urmă, o citesc, chiar dacă acest volum nu l-am citit, dar eu cunosc toate poeziile, cred, aproape toate din acest volum. Gabriela Ana Balan este un, o pată de lumină într-un loc anonim. Acolo, în, la Alexandru Plahuță, locuri pe care eu le cunosc. Nu Alexandru Plahuță, locul unde este. Nu ea este un loc anonim, dar ea strălucește, strălucește zilnic de acolo și ne hrănește cu poezia ei. Gabriela nu este o poetă bârlădeană, este nu numai bârlădeană, este o poetă națională și aș îndrăzni să spun chiar o poetă cunoscută și pe, pe plan internațional de românii din diaspora. Este tradusă la orice concurs a participat, nu a trecut neobservată. Este perseverentă, este tânără și eu sunt absolut convinsă că va ajunge un nume în lirica feminină națională. Am fost zilele trecute cu familia poetului Petruș Andrei la Puș și mi-a plăcut foarte mult căldura cu care domnul Teodor Codreanu a spus lirica feminină cușeană. Eu nu am auzit niciodată burlar, deși avem, ieri am participat la lansarea de carte a Georgetei Strat, o altă poetă extraordinară, care trebuie citită cu foarte multă atenție. Deci avem poete, nu mă refer la poeți, eu vorbesc acum de poete, poete foarte, foarte talentate aici în Bârlară. Și eu sunt fericită și mândră că locuiesc aici și că Bârlarul continuă să emuleze poezie de calitate. Te felicit din suflet, Gabriela, și te iubesc. E frumos să primești așa declarații de dragoste un public, nu? Cine nu se simte fericit la astfel de momente? Haideți să nu ne trimitem și la referență. Dar trebuie să recunoaștem că această tehnologie, aceste gadgeturi ne ajută, doamna profesoară Gramaticu, să ne facem cunoscuți pe plan național și internațional. Este un merit al tehnologiei. Nu putem spune că suntem anonimi în ziua de astăzi sau că suntem într-un loc izolat, ci tocmai această tehnologie ne ajută să comunicăm, ne ajută să cunoaștem, ne ajută, de ce nu, să devenim a vremii în care noi trăim și a vremii în care creiem. Cât privește poezia contemporană, eu zic să citim toate genurile de poezie și poezia de acum 100 de ani, pentru că intenționez să realizez aici la Centrul Mihai Eminescu o activitate 100 de ani de poezie la Bârlad și sunt foarte curioasă ce vom găsi acolo. O invit pe doamna Gramaticu, deja i-am lansat invitația, o să vă zic și data, o să vedem dacă putem ajunge să vedem ce poeți descoperim în cei 100 de ani. Știm foarte bine că 2018 este anul centenarului și iată că acest segment al creației aici la nivel de Bârlad noi nu l-am exploatat, nu l-am scotocit. Doamna profesoară cu certitudine știe cam ce s-a scris în cei 100 de ani, chiar și în materie de poezie. Dar noi nu am venit acum să punctăm și să spunem, să facem un remember al celor 100 de ani de poezie. Vă văd așa puțin dezamăgită sau, nu știu, mie în cazul să dumneavoastră. Să-mi de întrebare. Da, să-mi de întrebare. Mai multe sunt foarte curioasă însă ce vom prezenta publicului atunci când va fi activitatea exact cu această temă. 100 de ani de poezie la Bârlad.
pentru că sunt scrisă și de alte, nu numai de Bârlădei. Nu numai de Bârlădei. Sigur, avem. Avem ce punta. Păi tocmai, avem ce punta și e bine ca cumva semnificația acestei sărbători de 100 de ani să o simțim cu adevărat și să înțelegem sensul și să înțelegem evoluția, nu doar să spunem vorbe în vânt, că vai, 100 de ani de unire și atât, să ne rezumăm la atât. Haideți să ne uităm în urmă, să vedem ce au făcut părinții bunicilor noștri și să vedem dacă noi am progresat așa cum ei au sperat și au gândit și și-au dorit că România asta să fie unită pentru un sens și pentru un scop anume. Și dacă noi astăzi conștientizăm acest scop și facem ceea ce trebuie. Și Eminescu amintește de bărbat. Da. Eminescu amintește de bărbat. Așa este. Însă eu mă întorc la Ana Gabriela Balan. Trebuie să vă mărturisesc că în momentul în care am văzut afișul, deci eu astăzi am văzut cartea, dar am văzut afișul și n-am putut să nu mă gândesc atunci când am văzut leul acesta, câte frisoane ne dă nouă acest leu când îi avem sau nu îi avem în buzunar. Da? Deci un aspect. Dar în același timp, văzând chipul acestui leu, m-am gândit că în sufletul autoarei, de fapt, există un leu care trebuie cumva, simte nevoia să răbufnească, să își arate puterea, să își arate importanța. Poftiți? Spuneți, doamnă, cu sărani. Să urle, să urle. Probabil că fie este o suferință sau fie este un motiv de bucurie, pentru că leul nu își exprimă, sau noi oamenii până la urmă, sau toate vietățile, nu se fac simțite doar numai într-un moment al disperării, ci și într-un moment al bucuriei și al fericirei. Și prin urmare m-am tot gândit de unde această imagine i-a venit în mintea Anei Gabriela Balan, dacă i-a propus-o cineva, de ce a optat pentru această imagine și de ce pentru acest titlu. Pentru mine este foarte important să știu direct de la sursă ce a motivat, ce a determinat titlul acestei cărți. Vă rog, Ana Gabriela Balan. Eu vă mulțumesc foarte mult, fiecăruia în parte. Nu voi începe cu provocarea dumneavoastră, voi începe cu mulțumiri de suflet, tot pentru fiecare în parte. Am emoții foarte mari și nu uit să vă spun de la început că eu port în semn de prețuire un drapel de la Băcani, de la Comuna Băcani, un tricolor, pe care l-am primit pentru că deja leul Berbel a poposit acolo. Pe 30 septembrie a fost o mică lansare, dar mare pentru sufletul meu. Cartea a fost foarte frumos primită în Comuna Băcani. Și în semn de și mai mare iubire și prețuire, am primit o insignă de la mine, din Comuna Vlahuță, de la vlahuțenii mei care sunt aici, deși domnul primar nu a putut să vină, a trimis-o pe domnișoara secretară Liliana Aghiachi, mulțumesc din suflet, domnul Cornel Chim, le mulțumesc din suflet și văd eu că ține ceva în mână acolo și se frământă. Rămâne surpriză. Aici am vrut să ajung la surprize, pentru că este o carte care mi-a adus foarte multe surprize deja. Ați văzut probabil pe internet, există deja 4 poezii recitate magistral, eu spun genial fără reținere, de Lucian Dumbravă. Sunt videoclipuri exact la poeziile de suflet pe care le îndrăgesc. Cea mai recent dăruită chiar pentru această lansare și am postat-o în pagina evenimentului lansării, Poetul se ucide cu uitare. Poezie pe care a recitat-o și vă mărturisesc că mi-au dat lacrimi. Lacrimi mi-au dat și azi dimineață când, pornind telefonul, am găsit un mesaj de la cine credeți nimeni altul decât domnul Gabriel Cojocaru, directorul editurii Grinta. Lacrima de bucurie, desigur, pentru că dumnealui s-a gândit să mă, așa, să mă emoționeze, să vin eu azi cu emoții așa mai. Spune că i-a plăcut mult poezia Frunza de Cristal și a ales să-mi scrie pe mesaj 2-3 versuri. Acum mă poți lua în brațe, săruta, iubi. Acum putem a nu mai muri. O frunză de cristal pe tiara ta de zeu, ține-mă minte, sunt eu. O poezie cu rădăcini adevărate, care îmbină ludicul cu trăirea și care ne provoacă sentimente profunde. Nu vom găsi nimic artificial în discursul poetic al Gabrielei Ana Balan, ci numai multă viață și sufletul pus pe tavă în fața cititorilor.
Poeta scrie cu inima, o inimă mare și o poetă mare. Parcă așa când a spus-o dumneavoastră, vă cred că sunteți prietenii mei, dar când o spune domnul Gabriel Cojocaru, chiar țin să spun că a fost o mare surpriză apariția acestei cărți la editura Grinta. Nu am bătut la ușile editurii. Cine mă cunoaște știe că nici nu am obiceiul să trimit la reviste. Doar când sunt solicitată, rugată și de multe ori uit. Editura Grinta a bătut la ușa mea printr-un mesaj trimis de domnul Gabriel Cojocaru, care mi-a spus, hei, bună, vrei să publici o carte la editura Grinta? Și eu știind ce au publicat ei atunci, chiar în acea perioadă ieșise de subtipar cartea Mihaelui Oancea și așa mai departe, fie nu știu despre ce nume vorbim. Când am văzut eu editura Grinta, stați puțin, știți, nu sunt eu pregătită pentru editura Grinta, știți, mai rămânăm puțin. Și am crezut că mă uită, pentru că a venit luna mai când m-am îmbolnăvit, mi-a dat un termen pe 15 mai să trimit cartea, am avut o problemă de sănătate, cu urmă eu am uitat, dar domnul Gabriel Cojocaru nu m-a uitat. Și în septembrie, când eu mă pregăteam atât de frumos să împlinesc frumoasa vârstă de 50 de anișori, a zis, ei, până aici, a fost gata, așteptăm materialul. Această carte este, de fapt, darul editurii Grinta pentru frumoasa aniversare de o jumătate de viață. Am și câteva poezii care evocă frumoasa cifră de 50, nu ca pe un sfârșit, ci ca pe un nou început. Pentru că, așa cum am spus până acum, aceasta este cartea mea de Amin. A patra carte pe care am pus-o în dreptul semnului Amin. Ceea ce nu înseamnă că am lăsat o cruce grea de pe umeri, da? Prima carte, Împăratul de Ceară, din păcate, nu s-a lăsat la Bârlad, așa erau vremurile, dar a doua carte, Labirintul de Cristal, s-a lansat cu mare succes la Biblioteca Stroie Beloescu, a fost prezentată de doamna Elena Monu și de domnul Gheorghe Clapa, care sunt prezenți cu citate de la acea lansare. A treia carte a fost prezentată de domnul Petruș Andrei și de atunci nu mai scapă de mine, de acum o să dă prezinte că nu-l las, așa. Doamna Dorina Stoica a fost prezentată foarte frumos, cronicile au fost publicate deja. Iar aceasta este cartea de Amin, pentru că am zis și eu, fiind patru cărți în semnul crucii, să las puțin poezia de pe ume și să pregătesc, uite că vă desconspir o surpriză, o carte de cronici literare, în care, desigur, veți regăsi și cărțile câtorva autori bărlădeni, chiar prezenți în sală. Haideți să nu spun mai mult, pentru că vă promit că o vom lansa aici, la Centrul Eminescu, în casă poetului Eminescu. Deci nu mai faceți planuri mai bine. Care vă de vrea domnul primar? Nu. Dați-mi voie să vă spun că azi vorbim chiar de domnul de sus, pentru că domnul primar ne-a spus prin vocea domnului Nițu să alegem. Și am ales să Eminescu. Era și firesc. Eu sunt obișnuită aici, am fost invitată de multe ori, dar emoțiile mele sunt mari pentru că e prima carte a mea pe care o prezint aici. Și știți cum m-am trezit eu astăzi, ca să vă mărturisesc? Azi m-am trezit frumoasă. Azi m-am trezit atât de frumoasă, încât îmi vine să-mi dăruiesc singură flori. Să-mi bat în ușe, să-mi deschid, să mă uit pe fereastră cu zbor. Atât. Că mai departe găsiți în carte. Vreau să fac și un dar de suflet. Dăruiesc caroselul cu simfonii tinere Centrului Eminescu. Pentru că tot am vorbit de a treia mea carte, de Moartea trece pe dușă, care a apărut la editura Art Creativ, ediție îngrijită tot de Daniela Toma. Și pentru că s-au împlinit 4 ani de la înființarea cenacului de urgență, 2 poete bârlădence, eu și Corina Dimitriu, suntem prezente în această carte. Mulțumim pentru acest dar, acest dar este și al dumneavoastră. Sigur că da, este al bârlădence. Sigur că da, și vorbim. Sigur că da, voi dăruși. Domnul
persoană veste foarte practic, vedeți cât de mult povețuiește, că de fapt darul acestea sunt ale publicului. Domnul Petruș și Andrei a vorbit foarte frumos despre festivalul de anul trecut de la Francia, de la Falciu, Francia Literară, dar să mai amintim un lucru, dumnealui a luat atunci premiul întâi și atunci când noi am fost premiați, la microfon s-a spus tot bărlarul-i fruntea. Vă amintiți, da? Deci, iată, am pus frumos bărlarul pe harta culturală. Din păcate, invitatul meu de onoare de astăzi lipsește. Trebuia să fie cu noi domnul George Călin, scriitor, diplomat, ambasador cultural, Convenția ONU de la Geneva, dar fericit pentru dumnealui, fac fericit pentru domnia sa, festivalul la care participă la Chișinău a luat amploare și s-a amânat pentru seara asta, la ora 5, festivitatea de acolo de premiere. Deci este cu noi doar cu sufletul, dar și cu cuvintele pe care le-a scris aici pe carte, pe copertă. Sunt luate din revista Apollon, pe care domnia sa o conduce. Mai am un dar frumos primit de la o prietenă dragă. Este o pictoriță, tocmai s-a întors din China, unde a avut o expoziție personală. Este Nelly Vas, o pictoriță din Baia Mare, pe care eu nu o cunosc. Dar cei care mă știți de pe internet știți că Nelly ilustrează de multe ori atât de frumos poeziile mele cu lucrări de ale ei, cu picturi excepționale. La ziua mea chiar a făcut ceva cu toamna pentru o poezie. Ei, și să ajungem la cel mai frumos lucru realizat în această carte, bineînțeles, este coperta și grafica. Buna mea prietenă virtuală, Sandra Segal, se cheamă, de la revista Alchemia din Canada, a realizat grafica, ia uitați un exemplu de ilustrații, ce frumos a găsit ea să ilustreze poezia mea. Ea a făcut și coperta, ea a vânat și acest leu, că am trimis-o la vânătoare, i-am spus, te rog frumos să vânești cel mai frumos leu pentru mine, așa, și să ne-l găsim sub zodia lui. Ea este chiar leoaică, născută în zodia leoaicei, Sandra Segal, un nume mare, cunoscut pe plan mondial. Îi mulțumesc din suflet. Ce frumos a găsit ea să ilustreze. Trage noaptea mai aproape la poezia finală. Trage noaptea mai aproape ca pe o cortină. Sub ceașaful meu e destulă lumină. Și ea a găsit să ilustreze simbolic și frumos. Am în carte prieteni dragi care de-a lungul timpului au spus câte ceva despre mine. Aici este din nou o surpriză. Munca aceasta de culegere a textelor din diverse reviste a fost făcută special pentru această carte și au semnat Geo Galetaru, redactor șef al Sintagmei Literare, cunoaștem cu toții, Sandra Segal, revista Academia Canada, am pomenit-o deja, Paul Leibovici din Paris, un cunoscut critic. Gina Zaharia, buna mea prietenă, poeta de la Devotas, pe care am cunoscut-o la Falciu personal și ne-am îmbrățișat, deși ne știam cu mulți ani înainte din mediul virtual. Doru Ștefan Dâncuș, a scris o cronică în reviste Caiete Silvane, revista unui scritor, așa. Doru Ștefan Dâncuș, prin asta am spus numele primului meu editor, cel căruia eu, Gabriela Navalan, exist și vin cu cărți în fața dumneavoastră, pentru că el a avut curaj să-mi publice prima carte. Domnul Puliță Ioan Ușunelu, l-ați amintit și dumneavoastră, un scriitor care mi-a remarcat poezia Frunza de Cristal. Florin Predescu, iarăși a scris o cronică în revista Acum TV din America. Florin Predescu este primul președinte de Senatul Literar la care eu am fost în tinerețe, aveam 13 ani și ori, când m-am dus eu prima oară la Senat. La Senatul din Sibiu. Mireia Adel este vocea inimii poeziei mele, așa cum am numit-o eu, pentru că ea îmi citește la Radio Vis de Taină poeziile și a scris ea ce mult a impresionat-o. Mihai Viorel Dragomir este un tânăr de nădejde care și-a făcut o revistă online pentru tineri și nici nu se aștepta să aibă atâtea zeci de mii de cititori. La un moment dat avea 60.000 de cititori și zicea, poezia se citește de tine? Da, tinerii citesc poezie. Daniel Marian, criticul de la Deva, a scris deja nu numai despre
cele precedente, dar și despre Ochileiul lui Berber. A scris deja o cronică, a apărut în cartea lui O bibliotecă pentru balansoarul meu. Domnul Marinel Gâlcă mi-a dedicat cuvinte foarte frumoase în revista Viața Noastră. Lucian Dumbrav a scris foarte frumos și el despre această carte. Doamna Silvia Cinca, membru pe în America, poate vă amintiți mulți dintre dumneavoastră de la Radio Europa Liberă, când noi ascultam Radio Europa Liberă cu perdelele și cu ferestrele închise. Așa. Da, acum am mai ascultat. Apoi deschidem geamul și ascultăm păsărele. Eu rog gătă. Așa. Doamna Elena Mânu, din nou am numit-o, și Alexandru Cârțu, un critic care mi-a scris prefața pentru cartea de cronici literare despre care v-am vorbit și, desigur, pentru că sunt în sală, Dorina Stoica a vorbit deja, a scris cuvinte frumoase, și doamna Petruța Chiriac. Am ales chiar cronica din revista domnului George Călin, din revista Apollo. M-am surprins neplăcut, din potrivă, poate un pic plăcut. M-a surprins faptul că a scăpat o poezie domnului mei și nu a spus nimic despre ea, pentru că pot să spun eu. Poezia SH, nu știu dacă ați remarcat-o, mi-a adus în minte ceva foarte frumos. Aveam 16 ani și ori. Acum tot cam atunci. Aveam 16 ani și ori și mă plimbam prin centrul Sibiului cu poetul Ion Mircea, mâncam un corn. Eram o fetiță care își permitea să meargă pe centru să mănânce corn cu poetul Ion Mircea. Și ne iese în cale Dumnezeu. Dumnezeu fiind poetul Adam Kuzlovic din Serbia, pentru că are o barbă, prieten, îl cunoașteți. Și la un moment dat, el a vrut să muște din cornul meu. A zis că întinerește. După mulți, mulți ani, iată că l-am regăsit pe Facebook, exact când împlineam 50 de ani și mi-a zis la mulți ani, mi-a dat un mesaj și a zis: Gabriela, ții minte când am mușcat din cornul tău? Bine că am mușcat din corn, altfel aș fi murit. Deci vă rog să mă credeți că asta înseamnă viața adevărată. Eu m-am gândit că se exprima poetic și că am mușcat de fapt din poezie, pentru că atunci pe centrul Sibiului eu i-am citit poetului din revista Transilvania, în care Ion Mircea mă publica, i-am citit prima mea poezie. Și iată că peste ani, lumele se întâmplă. În cartea aceasta vreau să vă mai mărturisesc ceva. Este foarte multă iubire. Iubirea aceea care vine nu din te iubescul pe care eu l-am pus pe tapet în prima poezie ca să mi-l iau de pe inimă, că știți foarte bine toți poeții, cel mai greu e să scrii te iubesc în poezie. Dar să spui te iubesc așa, ca să doar. Leul Berber este chiar leul care se îndrăgostește. Este specia de lei care se îndrăgostește. Dacă veți căuta imagini cu leoaica Berber, nu o veți găsi niciodată singură. Găsiți o leoaică cu capul pe pieptul leului sau cu pui îmbrățișându-și puii și imaginile sunt sugestive. Nu vă duceți cu gândul la familie, lei Berberi sunt singurii care trăiesc în familie. Nu trăiesc în alte... așa. Au această dragoste, au această iubire și prin ochii lor putem să ne regăsim. Am o poezie care se intitulează Nu mai ascultați ce spun, dar eu vă rog din suflet să mă ascultați în continuare, pentru că vreau să spun multe. Și chiar mă gândesc, pentru că m-a plăcut colegă, suntem colegi cu poem, chiar mă gândesc să bat după acea carte de cronici, să bat eu de data aceasta la ușa unor edituri și tot mai poate mi se vor deschide. Și mă bucur că sunteți astăzi aici cu mine, nici nu știu ce să vă mai spun. Vreau să vă mulțumesc încă o dată din suflet, să vă spun tuturor că rămâneți în sufletul meu și voi scrie, pentru că iată mă motivați, îmi dați motive să merg mai departe. Vă mulțumesc!
dumnealor, însă, pentru că este o zi a surprizelor, din comuna Alexandru Lacuță, e o surpriză venită astăzi... De Andreea Marin. Dacă îmi permite. Nu sunt Andreea Marin, nici nu mă gândesc să fiu, nici nu-mi doresc, nici nu-mi aspir. Mie îmi place strugeta butică aici cu dumneavoastră. O surpriză de tot foarte frumos. Doamnelor și domnilor, reprezint comuna Alexandru Lacuță și ne bucurăm tare mult. Numai că numele Alexandru Lacuță spune ceva, care dumneavoastră știți foarte bine. Ne mândrim cu acest autor născut în satul Preșești și pe unde mergem ne întreabă, băi, dar tu ești născut în satul sau născut la Lacuță? Da, și spun cu dragă inimă, da. Spre bucuria noastră ne vine din spate, hai să spunem, nu urmașii lui Alexandru Lacuță, dar stabilindu-se în comuna noastră, în satul nostru, parcă are un gen, un clinare spre cultură. Din păcate, poeziile, am citit și eu din poeziile lui Ana Gabriela, cultura noastră este într-un regres. Ce păcat că bibliotecile nu mai sunt căutate ca altădată. Ce păcat că profesorii nu mai predă la copii. Mi-aduc aminte, pe când eram la liceu, ca temă, în timpul vacanței, era să mă prezint cu recenzia la 3-4 cărți. Acum nu mai știu dacă copiii citesc, pentru că au cultura care, pe o parte dezvoltată, pe altă parte ne dăunează ca exprimare. Chiar cum s-a exprimat domnul profesor, că prin unele poezii apar și niște vulgarități care nu ne fac nouă, poate vârsta nu ne lasă. Din partea Consiliului Popular Comunal Alexandru Lacuță, a primarului Dănuț Cojocaru, prin mine personal, îndemnăm acestei doamne Gabriela diploma de excelență de valoare excepțională a 3 opere sale consacrate literaturii, Primăria Alexandru Lacuță. Mulțumesc încă o dată și domnul Șanese Zărea. Domnul primar, să-i transmite un loc frumos pentru sigur. Spunea ceva domnul Pufla de libertate. Acum e totul liber, domnule profesor, încât nici noi nu știm ce să mai ascultăm și de unde să primim informația cea bună și corectă. Da, că să nu mai le uaici aici. Da. Domnule Petru Andrei, vreau să mai spuneți ceva. Dacă tot domnul Rageta Mădiga a vorbit de surprize, o surpriză extrem de plăcută este și această foaie de cenaclu. Să ne oprim, felicităm colectivul doamna Roxana Galan, doșoara ziaristă Geta Mădiga și poeta Irma Stoica, pentru efort și, apropo de poezii, în pagina de poezis, poezie de Simeon Bucănescu, Georgeta Strat și Dorina Stoica, și pentru că am amintit de Paris, cine nu și-a dorit să vadă Parisul și să stea 8 zile și 8 nopți acolo. O să găsiți 7. O să găsiți poezia Adieu Paris, una din cele care vor exemplifica viitoarea carte Creangă prin Europa de Vest, ca o replică adusă adresată lui Marcheș cu Călătorie prin Europa de Est. Așa încât volumul e posibil să apară la anul și punctat cu poezii și mai ales locul și chiar și ora când au fost scrise. De pildă la placa pusă pe casa unde prima gazdă a studentului Ionescu, cel mai frumos student și cel mai inteligent și cel mai talentat, Coler Case, numărul 3, acolo am făcut o fotografie și am scris poezia care deja a apărut. Nu era Viena în traseu, dar nepoțica noastră, medic stomatolog Dunești, care noi am crescut-o la Puiești, ne oferi surpriza nemaipomenită și de dragul nostru, al meu mai ales, vreau neapărat să văd acolo unde
locuit Ionescu și acolo unde s-a dus Iacob Negruțe să-l cunoască și s-au recunoscut fără să îi recomande cineva. Adrian Grăjneanu, redactorul șef de la revista Scârț din Iași, o revistă de cultură, de umor, ne spunea la puș ieri că un englez a văzut arzând casa vecinului și stătea și se uita și cineva spune, de ce nu anunță? Nu pot să-l anunț că nu ne-au făcut nimeni cunoștință. Excesul de politețe. Da. Vă mulțumesc. Citiți foaie de cenară. Am spus și doar două cuvinte. Într-adevăr, este un proiect al Cenaclului Literar Mihai Eminescu, care am primit 2 ani, în luna septembrie, și am zis că acești 2 ani trebuie să vină cu ceva proaspăt, cu din fresh, aș putea spune. Ei, și ne-am gândit, prin insistența doamnei Dorina Stoica, ca să scoatem această foaie de cenaclu. În ea ne propunem să promovăm creatorii bârlădeni, de la copii la adulți profesioniști. Este un mijloc prin care, să spunem, să comunicăm și să ne cunoaștem mai bine. Noi așteptăm cu mare bucurie creațiile dumneavoastră, să le vedem, să le citim, vă așteptăm și la cenaclu, întâlnirile sunt o dată pe lună. Această foaie de cenaclu o scoatem din resursele noastre, adică fiecare contribuie cu cât poate. Și ne dorim să apară lunar, sperăm ca bugetul să ne permită acest lucru. Ea se distribuie în mod gratuit. La întâlnirea noastră de astăzi, domnul Cornel Pleșu a ținut în mod deosebit să facă o surpriză doamnei Ana Gabriela Balan. M-a sunat de dimineață și mi-a spus că este o prietenă dragă, dar are o problemă și nu poate să ajungă, însă își trimite mesagerii, doi îngeri. Este vorba de elevile BJ Mariu Raluca, clasa 8-a, la școala Iacov Antonovici. Raluca este acolo, dar nu putem acum să ne putem desfășura aici să ne vedem toată lumea. Și Claudia Botaș, clasa 9-a, liceul pedagogic. Vă invit să le aplaudăm. Eu sunt un regestor imprudentă.
lumea neagă pentru veșnicie. Ca unde bunde alce ca purează, regina neagă pentru veșnicie. Voi cânta o compoziție proprie pe versurile lui Mihai Eminescu, Dorința. De 50 de ani sunt boem și totuși m-am temut să scriu un poem la cererea expresă a unui coleg pe care ferească-mă Domnul. N-am să-l înțeleg de ce a insistat cu atâta putere să simtă arimilor mângâiere și tot el mă obligă la compromisuri să fac să rimeze prăpăstii, abisuri și munți și cupunți să aibă în urechea lui rezonanță comună. Și tot el mă întreabă: la ce bun atâta știință când este de ajuns pentru ființă să știe să numere bobocii toamna, să aibă ocazii să o iubească pe doamna, cum să spun, aproape este firesc ca uneori popor român să nu te mai iubesc. Pentru tine condiția de pază nu este nufărul, ci grădina cu varză, dar în final risc să-ți dau dreptate, mon cher. Eu nu pot fi chiar atât de stingher că dacă aș fi, n-ar exista lumea divină, n-ar mai exista nici acest poem intenționat cu rimă și cine știe ce nu ar mai exista. Te iubesc și mă doare patria mea. Mulțumesc,
cu doamna Cândelea Mundeanu. Sunt un moment muzical. Așa cum am văzut, astăzi vedea că este o iesă. Frunza de cristal. Știi? Gândurile vii lasă în umbre. Și după moartea corpului biologic, sub copacul greu al memoriei zâmbeam. Eu, o frunză de cristal pe ramul aducerilor tale aminte, scrum și flacăr eram, eram. Nu mă iubi ca să dispar, nu mă lua în brațe, nu mă săruta, nu mă risipi în ispite. Sub ploapa timpului grea, nu mă uita, iubite. Altădată, crezând că ești vântul, pluteam prin suflul ochilor tăi, îmi legam de glezne pământ. Striveam sub copii de nori gri, bănuiam, biluiam cu alma secretă cuvântul. Mai știi? Astăzi pe cerul roșu din inima ta rătăcesc. O frunză de cristal fără ramă, prea devreme pentru a pleca, prea târziu să mai fiu unge. Atunci când eram, nu știam că voi muri în tăcere una cu pământul, că voi trăi în tine și în afară ta, fără aripi, ca lume. Acum mă poți lua în brațe, săruta, iubi, acum putem a nu mai muri. O frunză de cristal pe tiara ta de zeu, ține-mă mine, sunt eu. Voi cânta a treia compoziție pe versurile poetei pe care am compus anul trecut, când atâta încredere a avut în mine, că deja încât am intrat în direct la MTV și n-ascultase melodia și am avut atâta încredere cât am intrat în direct și am încercat să le fac o surpriză în și da, avem o amintire frumoasă asupra melodiei. Melodia se numește Vara turidă în inima mea, chiar dacă vine toamna, eu zic că se potrivește. Mai zic că sunt pe versurile. Vino, strigă
și la iarnă îngeri nu. Acum vine luceafăre ce iubite, să zbor pe razele tale legate mărunt, să te iubesc, să fie dor, să te pot purta. Vino strig.